nouă o aplicație downloadată de pe site-ul oficial al lui Arduino. Folosește 6 LED-uri. Eu citesc de aici în caz că nu se va vedea filmarea. 6 rezistențe de 220 de ohm și 6 LED-uri. Bineînțeles, după cum se vede în imagine, placa de dezvoltare. Iată cum ar trebui să arate. Eu am făcut altă configurație. Nu trebuie să fie neapărat ca în fotografie așezare. Aceasta este schema. Da? Codul de asemenea. L-am dat, nu mai arăt cum se face, oricine știe asta, iată. Deci se ia codul, fișierul text, am arătat ieri în filmulețul cum se introduce, este foarte simplu. Da? Acum să încerc să, eu deja l-am încărcat codul, nu vreau să fac un film de lungmetraj pentru că nu-mi place. Voi lua telefonul din acest port. Sper că nu ating ceva. Hai mai chine săria naibii. Da. Iată. Iată lumina acum. Oh, îmi pare rău. Am blițul pornit. Dar sper că se vede. O să dau mai aproape. Un LED e de culoare deschisă și nu se vede. Excelent. Bine, acum filmez de sus, de la distanță mai mare. Voi modifica doar frecvența. De unde modificăm? Ia să vedem. Deci să... Ok, o secundă. Da, iată, este aici. Ok. Pun pauză. Haideți să modificăm frecvența, am modificat-o la 900, da? Iată, la 900, cum frecvența de clipire a LED-urilor. Da? Se poate observa. Asta e tot farmecul la microprocesoare, doar lucrez de soft. Punem 200. Lucrez de soft, nu mai lucrez din capacitoare, condensatoare. Ia să scriem, sper să se vadă și placa. Iată, s-a văzut cum s-a scris, iată, s-a modificat și frecvența. Hai să punem un 500. 500. Iată, 500. Dăm scriere. Filmăm placa. Foarte frumos, foarte frumos. S-a schimbat. Cam atât pentru această aplicație, destul de simplă. Mulțumesc de vizionare!